Gabriela Firea și Sebastian Burduja au fost umiliți din nou. Surse Antena 3 CNN spun că cei doi vor fi șefii de campanie pentru medicul Cătălin Cârstoiu, candidatul comun al Coaliției pentru București. Propunerea vine chiar în timpul ședinței în care Cătălin Cârstoiu stă față în față cu liderii PSD și PNL la guvern. La discuțiile de la Palatul Victoriei au participat și Gabriela Firea și Sebastian Burduja, dar și liderii PSD și PNL din capitală. Ce se întâmplă, ne spune colegul meu Vasile Marcu. Vasile, informații extrem de importante obținute de voi, pe surse până în momentul acesta. Te ascultăm. Deocamdată nu au acceptat cei doi. Li s-a propus să conducă campania pentru Cătălin Cârstoiu pe București, având în vedere că sunt liderii celor două organizații, Gabriela Firea, PSD București, Sebastian Burduja, PNL București, și să se ocupe de campania pentru Cătălin Cârstoiu. Însă discuția încă este în curs, cei doi n-au dat un răspuns final. Mai mult, din ce spun surse din coaliție, în momentul de față Cătălin Cârstoiu este și el prezent la această discuție. Va trebui în perioada următoare să fie prezentat și organizațiilor de sector, de PNL și PSD. În plus, din ce spun aceleași surse, la ședința începută încă de la ora 8:30 de dimineață, li s-a făcut o prezentare a organizațiilor cum va trebui să decurgă campania în perioada următoare, care va fi echipa din spatele lui Cătălin Cârstoiu. În plus, în ultimul sfert de oră, discuția a condus spre aceea că Rareș Bogdan, să-l propună pe Rareș Bogdan să se ocupe de comunicarea lui Cătălin Cârstoiu, în afară de Gabriela Firea și Sebastian Burduja, care vor coordona campania, Rareș Bogdan, prin vicepreședinte PNL, să se ocupe de comunicarea lui Cătălin Cârstoiu în campania pentru Primăria București. Din ce știm, în momentul de față încă nu a fost tranșată situația de la sectoarele 1, 2 și 5, pentru că aici era în discuție, inițial se vorbea că la sectorul 1 candidatul va fi dat de liberal, după care s-a schimbat în timpul discuțiilor și spuneau că socialdemocrații ar putea veni cu un candidat pentru sectorul 1, rămânând ca liberalii să dea la sectorul 2, iar la sectorul 5, un alt sector în discuție, tot PSD se vină cu candidați, însă aici încă discuția este în curs și nu a fost luată o decizie. Așteptăm finalul acestei întâlniri, la care participă foarte multe persoane, sunt liderii de organizații din sector, de la PSD, PNL, inclusiv consilierii municipali, Sebastian Burduja, Gabriela Firea și conducerea Coaliției de Guvernare. Îți mulțumesc!